numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tată și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Gândurile mele sunt gânduri de pace și nu de nenorocire. Strigați către mine și eu vă voi asculta și vă voi întoarce din robie de pretutindeni. Iubiți frați, să ne punem în prezența Domnului, cerând iertare acum la începutul Sfintei Liturghii pentru toate greșelile noastre, pentru ca să participăm cu vrednicie la Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te urmăm mereu cu bucurie, căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărui bine, putem afla fericirea deplină și nepieritoare. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Proverbelor. Femeia de valoare, cine o poate găsi? Ea este mai prețioasă decât coralii din depărtare. Inima soțului ei se încrede în ea și prada nu-i va lipsi. Ea îi procură binele și nu răul în toate zilele vieții ei. Ea caută lână și in și face lucruri plăcute cu palmele sale. Mâinile ei se întind spre furcă și palmele sale apucă fusul. Ea își desface palma către cel umil și își întinde mâna către cel nevoiaș. Falsă este grațiozitatea și deșartă e frumusețea femeii, dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie lăudată. Dați-i după rodul mâinilor sale și lucrările ei s-o laude la porți. Cuvântul Domnului. Fericit este omul care se teme de Domnul. Fericit este omul care se teme de Domnul. Fericiți toți cei care se tem de Domnul și umblă pe căile sale. Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale, vei fi fericit și toate îți vor merge bine. Fericit este omul care se teme de Domnul. Soția ta va fi ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. Fericit este omul care se teme de Domnul.
Iată, așa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Citire din scrisoarea 1 a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, cât despre timpul și momentul acela, nu aveți nevoie ca să vi se scrie. Căci voi înși vă știți precis că ziua Domnului vine ca un hoț în timpul nopții. Când vor zice unii pace și liniște, atunci, pe neașteptate, va cădea peste ei devastarea, precum durerile nașterii peste cea însărcinată și nu vor scăpa. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Așadar, să nu dormim precum ceilalți, ci să veghem și să nu ne pierdem cumpătul. Cuvântul Domnului. Care rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade multe. Domnul să fie din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus această parabolă discipolilor săi. Un om, voind să plece într-o călătorie, și-a chemat servitorii și le-a încredințat bunurile sale. Și unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după propria putere. Apoi a plecat. Îndată, cel care primise 5 talanți s-a dus, a lucrat cu ei și a câștigat alți 5. La fel, cel cu 2 talanți a câștigat alți 2. Dar cel care primise 1 s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns banii stăpânului său. După mult timp a venit stăpânul acelor servitori și le-a cerut cont. Venind cel care primise 5 talanți, a adus alți 5 talanți spunând, Stăpâne, 5 talanți mi-ai dat, iată alți 5 talanți am câștigat. Stăpânul i-a zis, bine, servitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Venind apoi cel cu 2 talanți a spus, Stăpâne, 2 talanți mi-ai dat, iată, alți 2 talanți am câștigat. Stăpânul i-a zis, bine, servitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. În sfârșit, venind și cel care primise 1 talent, a zis, Stăpâne,
Știam că ești un om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Și pentru că m-am temut, m-am dus și am ascuns talentul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău. Dar stăpânul i-a răspuns, servitor rău și leneș, știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. Deci trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la venirea mea aș fi retras ce este al meu cu dobândă. Așadar, luați de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că oricui are, i se va da și îi va prisosi. Iar de la cel care nu are, se va lua și ceea ce are. Iar pe servitorul netrebnic aruncați-l afară în întuneric. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Cuvântul Domnului, cuvintele Sfintei Evanghelii, să-ți ierte păcatele. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți frați în Hristos, suntem spre finalul anului liturgic, iar cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat ne vorbește și astăzi despre lucrurile de pe urmă ale existenței noastre. După cum bine știm de la catehism, lucrurile de pe urmă ale omului sunt moartea, judecata și cerul sau iadul. Duminica trecută am înțeles că la sfârșitul vieții noastre ne așteaptă o întâlnire cu Domnul. O întâlnire care se dorește a fi prelungită pentru toată veșnicia. Însă pentru a intra în veșnicie alături de El, pentru a intra împreună cu mirele în sala ospățului de nuntă, e nevoie să ieșim în întâmpinare, fiind pregătiți corespunzător, asemenea celor 5 fecioare înțelepte. Pentru aceasta este necesară înțelepciunea, înțelepciunea vieții care este veghetoare, adică mereu atentă la semnele timpului, gata să răspundă atunci când va auzi, iată, mirele vine, ieșiți în întâmpinare. Și de asemenea, înțelepciune a vieții care este chibzuită, adică și ea toate măsurile de precauție, asemenea fecioarelor înțelepte care și-au luat cu ele și unt de lemn de rezervă. Astăzi, iubiți frați, cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem același moment al trecerii noastre în veșnicie, al întâlnirii noastre cu Domnul, cu Stăpânul, într-o altă cheie. Momentul respectiv va fi un moment de bilanț, de evaluare, de dare de seamă. Un moment în care vom fi chemați să dăm cont de efortul depus în această viață, de munca prestată în folosul veșniciei, de modul în care am gestionat talanții încredințați. Așadar, va fi un moment de cântărire, de evaluare înaintea judecătorului milostiv, dar drept. Vom fi judecați prin prisma talanților încredințați. Și în acel moment nu vom descoperi câți talanți am primit în viața noastră, câți talanți ne-au fost încredințați de-a lungul vieții, dar vom prezenta Domnului talanții noștri dublați sau talanții noștri îngropați. Înțelegem din parabola lui Iisus că viața noastră pământească
Este într-un fel ca timpul în care stăpânul este plecat în călătorie, lipsește. Este timpul în care fiecare dintre noi este chemat să se străduiască din toate puterile, să investească, să valorifice talanții primiți conform voinței și dorinței stăpânului. Și raportul acesta pe care l-am auzit în Evanghelie, 5 la 5, 2 la 2, nu este deloc întâmplător. Prin aceasta ne este sugerată ideea că Dumnezeu vrea să îi prezentăm la sfârșit totul dublat, pentru că El ne dă, ne încredințează totul la capacitate maximă, desigur, conform capacității fiecăruia. De aceea ne spune Iisus că unuia stăpânului încredințează 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1. Așadar, fiecare primește. Fiecare dintre aceștia primește. De fapt, cantitățile despre care vorbește Mântuitorul, traduse mai pe înțelesul nostru, sunt exagerate, sunt foarte mari. Ținând cont că plata unei zile de muncă era un dinar, ne aducem aminte lucrul acesta din parabola lucrătorilor din vie, iar un talent era echivalentul la 6.000 de dinari, ceea ce însemna salariul pe 20 de ani aproximativ. Ne dăm așadar ușor seama ce cantitate le-a încredințat stăpânul servitorilor pentru a o dubla cât timp el va lipsi. Iubiți frați, venind pe lume, fiecare dintre noi a primit unul sau mai mulți talanți pe care de-a lungul vieții suntem chemați să-i dublăm, unii într-un fel, alții în alt fel, fiecare în felul său. Toți avem un anumit capital de bunuri care ne-a fost încredințat. Să ne gândim în primul rând talentul acesta al vieții, apoi talentul timpului, sănătatea, puterea de muncă, aptitudinile fizice, capacitățile intelectuale, sensibilitatea, poziția socială, bunurile materiale și așa mai departe. Toate acestea, iubiți frați, puse în slujba binelui, dublate, vor fi transformate în profit și nu îngropate. Cu alte cuvinte, viața, cu tot ce cuprinde ea, ne-a fost dată pentru ca să o trăim conform dorinței lui Dumnezeu, conform planului lui Dumnezeu. Iar planul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, este ca să crească și să se dezvolte în omenire și în lume tot ceea ce este adevărat, ceea ce este drept, ceea ce este frumos, ceea ce este bun, în ansamblu binele. Folosirea bună a talanților primiți înseamnă concret valorificarea și dezvoltarea la maxim a tuturor capacităților noastre pozitive, de orice fel, pentru a pune tot ceea ce suntem, tot ceea ce știm, tot ceea ce știm să facem și tot ceea ce avem în slujirea unii altora, atât în familie, cât și în biserică și în societate. Cum nu ar fi o lume mai bună dacă toți am luat în serios aceste recomandări ale Domnului, dacă toți am face în felul acesta? Îngroparea talentului primit, teama de a nu pierde ceea ce s-a primit, am văzut, va fi aspru răsplătită. Luați de la el talentul
și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că oricui are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel care nu are se va lua și ceea ce are, iar pe servitorul netrebnic aruncați-l afară în întuneric. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Teama, iubiți frații, de a nu pierde talentul primit, ne face să-l îngropăm, uitând că, precum lumina care se împarte, nu descrește, dar crește în intensitate, la fel și darurile primite, împărtășite, puse în slujba celorlalți, sunt menite a se înmulți. Povestește un preot că de fiecare dată, când face reculegerii cu tinerii, la început le cere să scrie pe o foaie de hârtie aspectele negative pe care le constată în viața lor și pentru care ar vrea să ceară iertare lui Dumnezeu. Marea majoritate dintre ei umplu repede foaia de hârtie cu tot felul de lucruri pe care le găsesc detestabile în viața lor. Apoi le cere ca pe cealaltă parte a foii să scrie lucrurile pozitive pe care le recunosc în viața lor și pentru care vor să îi mulțumească lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, tinerii găsesc cu greu ceva bun de scris despre ei, ceva pozitiv în viața lor, ceva pentru care merită să fie recunoscători lui Dumnezeu. Și aceasta nu pentru că ar lipsi astfel de aspecte, dar pentru faptul că suntem cu toții obișnuiți să recunoaștem mai ușor ceea ce ne lipsește decât ceea ce avem. Mai repede observăm răul decât binele care este în noi sau în jurul nostru. Și că lucrurile stau așa, a ilustrat-o foarte bine un profesor de psihologie înaintea studenților săi. La un moment dat, în timpul unui curs, pe o coală albă de hârtie, a desenat un punct negru și i-a întrebat pe studenți ce observă. Toți au răspuns că observă un punct negru pe o foaie de hârtie. Nimeni nu a răspuns că vede o foaie de hârtie albă pe care se află un minuscul și nesemnificativ punct negru. Poate că tocmai această înclinație, iubiți frați, ne împiedică să descoperim la rândul nostru, în viața noastră, atâtea daruri pe care Dumnezeu ni le oferă, pentru ca noi să le punem în slujba celorlalți și să le facem să se dubleze. Avem o vorbă românească noi și o știm cu toții foarte bine, dar din dar se face rai, și care tocmai despre acest lucru vorbește. Binele de orice natură ar fi făcut altora, împărtășit, dăruit altora, este ca un talent bine investit care se dublează și care ne asigură o judecată favorabilă din partea stăpânului, ne asigură veșnicia fericită, raiul ceresc. Bine, servitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Ce bine ar fi ca în momentul în care va trebui noi să dăm socoteală înaintea stăpânului, să auzim astfel de cuvinte din gura sa. Astăzi, iubiți frați, la inițiativa Sfântului Părinte, Papa Francisc, se celebrează a patra zi mondială a săracilor. Pe săracii aveți întotdeauna cu voi, ne asigură Mântuitorul. În mesajul pe care Sfântul Părinte l-a transmis cu această ocazie, ne îndeamnă să facem gestul concret de a întinde mâna către cel sărac, către cel care se află în lipsuri, în nevoi, și nu doar materiale, ci și spirituale, mai ales
spirituale. Pentru că sărăcia cea mai cumplită nu este a celui care nu are ce mânca, care nu are adăpost, care nu are cele necesare pentru viață. Sărăcia cea mai gravă este a celuia care nu-L are pe Dumnezeu, oricât de bogat ar fi. Iar la această sărăcie, poate că tocmai noi conlucrăm prin faptul că nu investim corespunzător talanții primiți, nu-L dăm pe Dumnezeu pe care L-am primit și îl primim în Sfintele Taine. Se spune că binele cel mai la îndemână pe care îl poți face săracului este să nu arunci mâncarea, să nu o risipești. Parafrazând oarecum aceste cuvinte, am putea spune că binele spiritual cel mai mare pe care îl poți face celui sărac sufletește este acela de a nu risipi talanții primiți, de a nu-L risipi pe Dumnezeu pe care îl primim, cu care ne întâlnim în Sfintele Taine. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Domnul i-a chemat pe oameni să colaboreze la opera de răspândire a Evangheliei. În rugăciunea noastră să-i cerem belșugul darurilor, ca să fim darurilor spirituale, ca să fim mesageri autentici ai împărăției, să spunem, Doamne, fă din noi martorii Evangheliei. Doamne, fă din noi martorii Evangheliei. Pentru ca Biserica, celebrând misterul morții și învierii lui Iisus, să creadă cu tărie în prezența Domnului în mijlocul ei până la sfârșitul veacurilor, să ne rugăm. Doamne, fă din noi martorii Evangheliei. Pentru ca păstorii bisericii să găsească în intimitatea cu Hristos izvorul bucuriei, al credinței și al dăruirii lor pentru alții, să ne rugăm. Doamne, fă din noi martorii Evangheliei.
pentru ca cei creștini care au responsabilități în structurile politice și sociale să găsească în învățătura și exemplul lui Hristos conduita dreaptă pentru activitatea lor, să ne rugăm. Doamne, fă din noi martorii Evangheliei, pentru ca tinerii care, departe de credință, sunt plini de inițiative îndrăznețe pentru existența lor, să înțeleagă că numai în Evanghelie și primirea Cuvântului lui Dumnezeu vor găsi puterea să-și realizeze planurile, să ne rugăm. Doamne, fă din noi martorii Evangheliei, pentru ca fiecare dintre noi să găsească curajul și puterea de a-L imita pe Iisus în slujirea generoasă și gratuită a celorlalți, să ne rugăm. Doamne, fă din noi martorii Evangheliei, pentru ca toți oamenii să fie sensibili față de persoanele sărace pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi și prin ajutorul lor spiritual și material să aducă o mânghiere în viața acestora, să ne rugăm. Doamne, fă din noi martorii Evangheliei. Părinte Ceresc, lumina Duhului Tău Sfânt să lumineze inimile noastre, ca să conștientizăm și să realizăm ceea ce este bine înaintea Ta, fructificând talentele pe care ni le-ai dăruit. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, ca darul pe care îl aducem înaintea ochilor Tăi să ne dobândească harul de a Te sluji cu credință și să ne călăuzească la veșnicia fericită prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru.
adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Minunată este lucrarea Lui prin misterul pascal, prin care, de sub jugul păcatului și al morții, am fost chemați la demnitatea de a fi acum în neam ales, o împărăție de preoți, un popor sfânt, popor răscumpărat de Dânsul. Noi vestim pretutindeni mărețiile Tale, fiindcă din întuneric ne-ai chemat la strălucirea luminii cerești. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate puterile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Adevărat, sfânt ești și drept de preamărire, Dumnezeule iubitor de oameni, care ești mereu alături de noi, cei care ne aflăm în călătoria vieții. Cu adevărat, binecuvântat este Fiul Tău, care este prezent în mijlocul nostru, atunci când suntem adunați de iubirea Lui și, precum odinioară ucenicilor, ne explică Scripturile și ne frânge pâinea. Te rugăm așadar, Părinte preandurător, să-L trimiți pe Duhul Tău ca să sfințească aceste daruri de pâine și de vin, pentru ca ele să devină trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, în ajunul pătimirii, în noaptea cinei cele de taină, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
Adu-ne aminte, Părinte Sfânt, de Hristos, Fiul Tău, Mântuitorul nostru, pe care L-ai condus la slava învierii prin pătimire și prin moartea pe cruce și L-ai făcut să șadă la dreapta Ta, vestim lucrarea iubirii Tale până când va veni, oferindu-ți pâinea vieții și potirul binecuvântării. Privește cu bunătate la darul bisericii Tale, în care îți prezentăm jertfa pascală a lui Hristos oferită nouă, și fă, cu puterea Duhului iubirii Tale, să ne numărăm acum și în veșnicie între mădularele Fiului Tău, cu al cărui trup și sânge ne împărtășim. Reînnoiește, Doamne, în lumina Evangheliei biserica Ta, întărește legătura unității dintre credincioși și păstorii poporului Tău, împreună cu Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu întregul colegiu episcopal, pentru ca poporul Tău să strălucească în această lume sfâșiată de dezbinări, ca un semn profetic al unității și al înțelegerii. Deschide-ne ochii ca să vedem trebuințele fraților noștri. Inspiră-ne cuvintele și faptele potrivite ca să-i putem întări pe cei obosiți și împovărați. Fă să-i slujim cu sinceritate după exemplul și porunca lui Hristos. Fă ca biserica Ta să fie o mărturie vie de adevăr și libertate, de pace și dreptate, pentru ca toți oamenii să fie înălțați la o speranță nouă. Adu-ți aminte de frații noștri care au adormit în pacea lui Hristos și de toți răposații a căror credință numai Tu ai cunoscut-o. Primește-i să se bucure de lumina feței Tale și dăruiește-le la înviere plinătatea vieții. Fă ca și noi să ajungem la sfârșitul călătoriei pe pământ, în locuința veșnică, unde vom trăi pururi împreună cu Tine și cu fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu apostolii și martirii și cu toți sfinții cu care Te vom lăuda și Te vom preamări împreună prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care Le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Să ne fie nouă care le primim spre viața cea veșnică. Amin.
Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care din voința Tatălui și o conlucrare Duhului Sfânt, prin moarte Te-ai dat viață lumii. Eliberează-mă prin acest preasfânt Duh și sânge al Tău, toate fără de legile mele pe toate rele, și păsă-ți totdeauna poruncile Tale și nu Dumnezeu să mă despart vreodată din Tine. Mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Eu Te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete Te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința Ta. Amin.
Să ne rugăm, împărtășindu-ne, Doamne, cu darul Sfintelor Taine, te rugăm cu umilință ca jertfa pe care Fiul Tău ne-a poruncit să o aducem în amintirea Lui, să mărească în inimile noastre iubirea prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Vă propun, iubiți credincioși, în continuare să oferim rugăciunea Îngerul Domnului, ca rugăciune adăugată la celelalte cerințe pentru a obține indulgența plenară pentru un suflet din purgator. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne,
să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care i-am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inimă neprihănită a Mariei, odihna cea veșnică, dă-o răposaților noștri, Doamne, să se odihnească în pace. Și vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Mai întâi dorim să vă mulțumim pentru mărturia de credință dată de participarea la rugăciunile făcute în cimitire pentru cei răposați. Anul acesta fiind mai particular, a fost greu, cred că, pentru toată lumea să păstreze această frumoasă tradiție de a se ruga la mormintele celor dragi. Totuși, s-a văzut că și anul acesta, în ciuda pandemiei, s-a dorit să se păstreze lucrul acesta. Sperăm să le fie de folos atât rugăciunea cât și sacrificiile noastre acestor răposați spre a se bucura cât mai curând de fericirea Paradisului. Așa cum s-a mai spus, anul acesta, indulgența plenară pentru răposați se poate obține pe întreg parcursul lunii noiembrie. De aceea am și ținut să facem rugăciunea aceasta în completare celorlalte cerințe. Dacă nu ați epuizat cele 8 zile, nu ezitați să le folosiți oricând până la sfârșitul lunii și să obțineți indulgența pentru un suflet din purgator, fie participând la Sfânta Liturghie, împărtășindu-vă și recitând rugăciunile prevăzute, Tatăl nostru și Crezul, le-am făcut deja în cadrul Sfintei Liturghii, fie vizitând cu pietate cimitirul și făcând rugăciunile specifice. Noi vom continua în fiecare seară să ne rugăm la prohod pentru răposații, ale căror nume le veți fi scris pe plicurile pregătite pentru aceasta. Vă rugăm să nu uitați să treceți și ziua în care ați vrea să fie pomeniți. Întrucât anul acesta, memoria Sfintei Cecilia, patroana coriștilor, coincide cu solemnitatea Hristos, Regele Universului, de duminica viitoare, ne vom ruga pentru coriștii răposați sâmbătă, pe 21 noiembrie, la liturghia de seară, continuând astfel tradiția începută deja din anul 2012. În măsura posibilităților, îi așteptăm la această liturghie și pe membrii celorlalte coruri din Iași, care pe parcursul anului au susținut cântările la liturghia transmisă la Radio Iași. Duminica viitoare, 22 noiembrie, așadar solemnitatea Hristos, Regele Universului, 33 de copii vor primi în cadrul liturghiei de la ora 9 și un sfert marele dar al primei sfinte împărtășanii. Pentru a evita aglomerația și pentru a le asigura copiilor și părinților spațiul necesar, rugăm pe ceilalți credincioși care frecventează în mod obișnuit această liturghie să se orienteze către alte liturghii. Le mulțumim de înțelegere și de colaborare. Duminica viitoare, după Sfânta Liturghie de la ora 11 și până la liturghia de la ora 16, vor fi 4 momente de adorație a Preasfântului Sacrament. De la 12 la 13, credincioșii care vor alege să rămână după Sfânta Liturghie, apoi de la 13 la 14, persoanele consacrate, de la 14 la 15 seminariștii, iar de la 15 la 16 tineri. Ca de fiecare dată, colecta din Solemnitatea Hristos, Regele Universului, va fi destinată susținerii vocațiilor din seminariile diecezane. Vă doresc să aveți o duminică frumoasă în continuare și o săptămână binecuvântată.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înmulțim talanții primiți și nici de cum să nu îi risipim. Trebuie să recunoaștem, cu toți suntem deficitari la capitolul timp, cel mai important talent pe care ne l-a încredințat Domnul. De multe ori se întâmplă să îl risipim. Lăudat să fie Iisus Hristos!